Valul cel mare. Cu mulți ani în urmă, de cealaltă parte a lumii, oamenii dintr-un sat de pe țărmul mării au avut parte de o mare surpriză. În timp ce copiii se jucau pe plajă, apa s-a revărsat dintr-o dată pe țărm, sub forma unui val lung și blând. În apa amestecată cu nisip, erau tot felul de scoici marine și animale. Peste măsură de încântați, copiii au luat-o la fugă într-acolo să vadă ce se putea aduna. Apa adusese adevărate comori marine și copiii găseau scoici, vietăți de care nu au mai văzut vreodată. Părinții lor au ieșit din casă și priveau și ei minunăția. Un bătrân a ieșit și el din casă și privind lung înspre țărmul mării și apoi îngrijorat înspre orizont, părea să fie singurul care nu era entuziasmat de ceea ce se întâmpla. Bătrânul a mai trăit odată așa ceva. Cândva în copilăria lui a mai văzut un asemenea val mic, deosebit, și acum își amintea dintr-o dată cu groază ce a urmat după el. Deodată s-a pus în mișcare. Îi era teamă pentru viața oamenilor. Erau cu toți în pericol, dar cum să le spună, cum să le explice? Totul se putea întâmpla în câteva minute, iar mulți dintre oameni erau departe de el, ar dura prea mult să ajungă la ei și probabil nici nu-l vor crede. A început să strige. Fugiți! Scăpați-vă viețile! Fugiți în sus, spre dealuri! Însă nimeni nu i-a dat atenție. Bătrânul a luat repede o torță, a aprins-o de la un foc și, ținând-o în mână, a alergat până în vârful dealului. Acolo se afla recolta de orez. Recolta era aproape coaptă. Orezul era sursa principală de hrană acestor oameni pe lângă ce le dădea marea, așa că recolta era foarte importantă pentru ei. Bătrânul știa asta și tocmai pe aceasta se baza. Fără nici o ezitare, a dat foc prețioaselor grâne. Imediat, satul s-a trezit parcă dintr-o poveste frumoasă. Furia i-a trezit pe toți. Uitând de minunăția mării, copiii și părinții au început să alerge spre vârful dealului, să salveze ce mai rămăsese din recolta de orez și să-l prindă pe omul care a îndrăznit să le provoace o asemenea nenorocire. Dar când au ajuns sus, acesta le-a făcut semn să privească în urmă, spre mare. Muți de uimire au privit cu toții în depărtare, de unde un val uriaș venea cu repeziciune și în doar câteva secunde a izbit cu forța plaja și satul unde se aflau cu câteva clipe mai înainte. Undeva în larg avusese loc un cutremur, iar undele ce se formează în urma unui cutremur pe fundul mării formează valuri uriașe, care pot depăși și înălțimea unui bloc. Aceste valuri se numesc tsunami. Satul a fost distrus, dar oamenii au fost salvați. Bătrânul știa din experiența vieții că, uneori, pentru a opri un rău mare, trebuie să suporți unul mai mic. Pentru a fi feriți de dureri mari în viață, uneori trebuie să le acceptăm pe altele mai mici. Dar nu întotdeauna vedem sensul lucrurilor de la început, ci, asemenea oamenilor care se îndreptau furoși spre deal, ne îndreptăm și noi furioși spre Dumnezeu și îl luăm la rost. De ce ai permis să mi se întâmple asta, Doamne? De ce ai permis să pierd cel mai bun prieten, să mă rănesc în accident, să pierdem casa, să trebuiască să mă mut? Dar data viitoare, când vei vrea să-l iei la rost pe Dumnezeu, oprește-te și pune mâna la gură, nu cumva să păcătuiești. Ai încredere că El e Dumnezeu, Cel ce te iubește mai mult ca orice și în mâna Lui totul lucrează spre binele tău. Chiar dacă momentan tu nu vezi imaginea de ansamblu. Apoi întoarce-te în urmă și privește. Vei vedea curând din ce valuri mari te-a salvat. Oamenii acelui sat s-au întors spre bătrânul înțelept care i-a salvat și i-au mulțumit cu recunoștință. Întoarce-te și tu spre Dumnezeu și mulțumește-i cu recunoștință pentru tot ce a venit în viața ta. Chiar dacă încă nu înțelegi totul, El știe mai bine.